Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei din această seară, domnii Dan Șerban, medic veterinar expert, domnul Dorin Walter Enache, director executiv DSV Brașov, și Ilie Stoian, jurnalist. Ilie, o să încep discuția cu tine. Care e punctul tău de vedere vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat cu pesta porcină în România? Pentru că, așa cum am văzut cu toții, explozia de focare parcă n-a mai fost întâlnită într-o altă țară. Eu știu așa, că primul semn vis-a-vis de pericolul pestei porcine africane în România a fost în 2014. În 2015 știu că Sorin Mine a fost solicitat de ANSVS să întocmească un plan de reacție și de control. L-a prezentat. Ce s-a ales de el, nu știu. Știu că, într-adevăr, a apărut un focar în satul mare anul trecut. Autoritățile, o parte a autorităților au spus că din cauza unui transport de alimente, dar dumneavoastră, domnule Enache, a spus că până la urmă tot misreții din Ucraina au fost de vină. Auziți, noi discutăm de o anchetă epidemiologică care îți conferă mai multe posibilități. Bun, iar apoi a început în Tulcea. Și ce a început în Tulcea și ce a continuat în România? Aici nu dau dreptate celor care acuză specialiștii medici veterinari și nu dau dreptate celor care acuză MADR-ul, pentru că mai mult decât au făcut, nu puteau să facă. Îi dau dreptate domnului ministru Petredaia atunci când afirmă că principalul factor de răspândire a pestei porcine africane este omul, iar toată situația asta îmi subliniază încă o dată starea deplorabilă de educație pe care o au românii din toate punctele de vedere. Veniți de la Brașov, domnule Enache. Să ne amintim că prima școală din provinciile astea trei românești s-a înființat în 1767 în șchei Brașovului și nici măcar de către români, ci de către sași. În timp ce prima universitate din lume a fost înființată în Bolonia în 1887. Asta e. Lipsa totală de educație a oamenilor. Cărpoșenia lor. Eu vorbesc de ani de zile, Ovidiu, ani de zile în care s-au păstrat în situația de porcul în mijlocul bătăturii. Fără, ieși din România și o să vezi că începând din Ungaria, toate exploatațiile agricole, cereale, sunt îngrădite. Eu știu că asta e normă europeană. Eu n-am văzut un gard la un lan de porumb în România. Poate că și îngrădirea culturilor ar fi limitat într-o oarecare măsură circulația acelor misteri. Nu atât prin Delta, pentru că prin Delta e foarte ușor să treacă prin Baltă și, pe urmă, la revedere. Avea dreptate domnul doctor Dan Șerban. Poți să-i controlezi pe lipovenia care dau drumul la porci și în Delta? N-ai cum. Îi poți acuza, într-adevăr, de faptul că au vândut carne. Mai e un aspect. În momentul de față, pesta asta porcină scoate la iveală adevărata dimensiune a pieței negre cu carne de porc. Internetul, în momentul de față, este plin de anunțuri vând carne de porc. Este plin. Și scriam eu în glumă, dar s-ar putea ca gluma mea să fie și amară și adevărată pe pagina mea de Facebook. Să vedeți la anul câte produse pseudo-tradiționale sau tradiționale o să mâncați voi cu pestă porcină africană în ea. Pentru că au luat de bun sfatul cu 6 luni de zile carnea se păstrează la borcan, așa, virusul rezistă, pe urmă îl iau, îl reactivează. Și ce ai făcut? Degeaba se chinuie oamenii ăștia, degeaba se chinuie ANSVS-ul, degeaba se chinuie. Mai e încă un lucru apropo de informarea oamenilor. Eu știu că este lege prin CNA de clipuri care trebuie să fie transmise la posturile de televiziune, obligatoriu și gratuit, mesajele de interes public. Cât ar fi costat guvernul sau ANSVSA-ul, de exemplu, să facă 30 de secunde de mesaj de interes public care să fie difuzat de principalele posturi de televiziune pentru ca cei de la țară să mai afle o informație în plus. Și mai am încă un lucru de spus.
Din păcate, la nivel, într-adevăr, de autoritate locală, s-a dat dovadă de o foarte mare lejeritate în a acționa. Eu cred că măsurile astea trebuiau aplicate cu extrem de mare fermitate, cu toată fermitatea de fapt, fără să ia seama la niciun calcul colateral de popularitate, ca să-i zicem așa, ca să nu-i mai spun, al respectivilor. Și vă dau un exemplu. Din câte știu, și cred că știu bine, peța porcină africană a apărut prima oară pe continentul european, în Portugalia și în Spania, în 1952. În Portugalia s-a terminat foarte simplu, pentru că era dictatura Salazar și Salazar a dat ordin ca toți porcii să fie omorâți, toți porcii din țară. Și au terminat cu problema într-un an. Spania s-a chinuit 32 de ani și într-un final, într-adevăr, încă mai era Franco dictator, a dat și el ordin și au terminat în fine cu peste porcina africană. Iar în țările alea porcii nu pot fi găsiți decât în două locuri, în fermele industriale și în supermarket. Atât. Și țările sunt sigure și sunt curate. Se pune problema, domnule, nu putem să lăsăm noi românul fără sarmale și fără cârtați de Crăciun. De acord. Dar trebuie, vorbeam cu domnul Enache de ce se întâmpla înainte de 89. O fermitate în aplicarea hotărârilor, în aplicarea deciziilor. Dacă această fermitate s-ar menține și în momentul de față, bun, poți să crești porc, porc în gospodărie, însă pe baza unor reguli extraordinar de stricte. Pentru că e vorba de sănătatea acestei țări, de economia acestei țări. Și apropo de economie, ANSVSA, ultimul raport ANSVSA, am făcut totalul, a plătit deja vreo 12 milioane de lei de spăgubire celor de unei părți a gospodarilor și fermierilor afectați. Da. Poate că banii ăștia puteau să fie folosiți mai bine. Peste 14 milioane. Peste 14 milioane, am greșit eu. Nu-i problemă. Cu 2 milioane. Oricum, bine că au început să-i mai despăgubească pe oameni. Dar nu era mai bine ca banii ăștia să fie folosiți altfel? La prevenție, de exemplu. La prevenție, de exemplu. Sigur că da, în primul rând. Da, mulți nu își dau seama că Eu acuz în primul și în primul rând populația. Eu când îi văd că bâzâie la poartă, mi-a luat porcul, mi l-a omorât. Vă spun foarte sincer, se poate supăra lumea pe mine, dar n-am nici cea mai mică urmă de milă pentru oamenii ăștia. Comunele nu au locuri de depozitare a gunoaielor. Nu există stații de epurare în comune. Nu există unde se aruncă resturile de mâncare, resturile animale. E o vraiște totală în toată țara. Bun, haideți că l-avem la telefon pe domnul Ioan Ladu și președintele APCPR. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să stați de vorbă cu mine și implicit cu cei care urmăresc Agro TV. Discutăm în momentul ăsta despre pesta porcină africană. Ne propunem să avem o discuție cât se poate de aplicată. Alături de mine aici în studio sunt domnii Dorin Walter Enache, director executiv DSV Brașov, medic veterinar, Dan Șerban, medic veterinar expert, și Ilie Stoian, jurnalist. Ne auziți? Da, vă aud și salut pe domnii din platou. Bun, vroiam să-mi spuneți care este poziția dumneavoastră ca și asociație în momentul ăsta vis-a-vis de ce se întâmplă cu pesta asta porcină. Avem 927 de focare, 13 județe, așa arătau datele până pe 19 septembrie, ultima informare făcută de către cei de la ANSVSA. Dacă aveți dumneavoastră date noi, vă rog să ni le dați. Nici nu știu ce să vă răspund. Până la urmă, acest dezastru devine, se pare, o statistică. Pentru că altceva nu facem decât să numărăm noile cazuri în fiecare zi. Ori asta nu ne arată nouă celor de la asociație decât că lucrurile sunt departe de a fi menținute sub un oarecare control. Așa că n-aș comenta pe cifre, pentru că în fiecare zi aceste cifre se schimbă, după cum vedem cu toții. Ceea ce e însă de comentat este ceea ce noi am solicitat în repetate rânduri, cu obstinație chiar, în fața tuturor autorităților, anume un lucru extrem, extrem de simplu.
să se impună și să se respecte legislația existentă în vigoare. Pentru că dacă acest lucru s-ar fi făcut de la bun început și ar fi existat o respectare a legii în privința crotalierii animalelor, în privința existenței unei statistici a porcilor în gospodăriile populației, în privința transporturilor de porci în teritoriu, în privința controlului târgurilor și așa mai departe, lucrurile, în mod cert, nu ne-am fi aflat în situația actuală în care discutăm în fiecare zi de cifre care, la ora actuală, dacă... Domnul Ladu, și vreau să vă întreb altceva. Spuneți-mi dacă dumneavoastră, cei din cadrul Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, ați fost consultați, dar consultați la modul ăla serios de către cei de la ANSVS, adică vi s-a cerut părerea, v-au întrebat, ați analizat împreună speța sau a fost mai mult așa o discuție formală, dacă a fost? Probabil că a fost. Da, am avut câteva întâlniri, am avut discuții. Dar aceste discuții nu au început nici acum o lună, nici acum două luni, ci acum doi ani pe acest subiect. Bun, și de doi ani de zile de când ne tot speriem de pesta asta porcină, că știți cum e, era o poveste cu lupul. Uite, lupul, vine lupul, vine lupul, până chiar a venit lupul și ne-a înghițit. Da, cam așa s-a întâmplat, nu? Știți foarte bine și la dumneavoastră în studio am abordat subiectul de atâtea ori. Și nu am avut prea mari sorți de izbândă în a convinge lumea și autoritățile că trebuie să se facă ceva concret în direcția asta. Dar de ce? Cei de la ANSVSA credeau că ne ocolește virusul ăsta pe noi? Știți cum e? Întotdeauna spui problema că ție nu ți se poate întâmpla până în momentul în care te confrunți cu situația respectivă. Așa s-a întâmplat la noi. Nu știu ce să vă spun. Din potrivă, eu aș spune că de la bun început autoritățile erau absolut convinse că o să intre pesta în România. Erau convinse și ce măsuri au luat dacă erau atât de convinse? Asta e alt subiect. Există, păi e un subiect care se leagă cu ceea ce discutăm. Păi se leagă, dar dacă noi facem o grămadă de manuale și facem tot felul de ordine interne, care nu sunt lege, nu sunt publicate monitor oficial, deci n-au nicio valoare juridică. Dăm ordine strict pe filiera internă a autorităților. Așa, bineînțeles că se ajunge în situația asta. Noi am spus împreună și cu dumneavoastră de atâta vreme că trebuie să facem prevenție. Da, probabil că era foarte greu să cineva să poată stopa și să intre boala asta nenorocită prin Delta Dunării. De fapt, locul unde ne temeam cel mai tare că va intra și n-am scăpat. Dar chestiunea era legată de cum anume ne pregătim. Eu personal am rămas stupefiat cu mult timp în urmă, cu mai bine de un an, când ni s-a spus la astfel de întâlnire că noi nu avem ce face decât după ce boala intră în țară. Pentru momentul ăla suntem pregătiți. Ori se vede că departe de situația de a fi pregătită toată lumea după intrarea bolii în țară. Pentru că decizia s-a diluat. Decizia a trecut de la profesioniști, a trecut către aceste comisii locale pentru situații de urgență, în care conducerea comisiei este asigurată de prefect, din ce am înțeles noi, și care ia decizii în felul în care le dorește. Sunt concluzii și sunt decizii luate într-un mod total diferit de la un județ la altul, de către aceste comisii. Fără să se țină seama de niciun manual, de absolut nimic. Și contrar legilor și contrar intereselor fermierilor și a industriei și a unei țări întregi. Cu alte cuvinte, nu avem o politică unitară pe acest sector în sensul ăsta. Nici pe departe. Nici pe departe. Aici toată pompieristii cum se acționează?
Decizia s-a disipat către tot felul de toate autoritățile și acum, de fapt, până la urmă, nimeni nu răspunde. E ca în muzică. Unii cântă după note, alții după ureche. Da. Domnul Adoși, Dorina... Noi am cerut inclusiv, mă scuzați, că vă întrerupt, eu nu văd ecranul. Noi am cerut inclusiv aplicarea legii, care este foarte clară, privind atribuțiile poliției, care poate să facă filtre, să controleze mijloace de transport, ori de câte ori dorește. Nu trebuie să fie un medic veterinar sau un reprezentant al altei autorități pentru că aș face meseria. Și a oprit transporturile de porci. Cum credeți că au ajuns cazuri din zonele care erau roșii pe hartă, punctual, punctiform, în alte zone ale țării, cum a fost Dâmbovița sau cum a fost altă zonă? Simplu. Prin faptul că s-au transportat porci din zonele afectate în zone neafectate. Vă rog, domnul Enache. Vă salut, domnul Ladoși, Dorin Enache. Toată stima, domn doctor. Toată stima. Vreau să știți un lucru. Instrucțiunile ANSVSA-ului au fost clare și coerente pentru toată lumea din sistem. Modul în care le-am aplicat se referă și la particularitățile locale și la modul în care înțelegem să conlucrăm cu entitățile județene, cu oficialitățile județene, dar să știți că tot ce ni s-a recomandat și ce ne-a recomandat și Comisia și ce știm noi foarte bine, în măsura în care a fost omenește posibil, s-a aplicat. Eu nu vorbesc din punct de vedere al ANSVSA-ului, eu vorbesc doar pe bucățica mea, pe județul Brașov. Să știți că măsurile de a face control în trafic zi și noapte, timp de 7 zile pe săptămână, sunt niște realități care se întâmplă în Brașov. La fel, modul în care comunicăm cu mari fermieri, cu fermierii mai mici. Avem 10 exploatații comerciale, din care 7 sunt populate, oameni cu care avem și instruiri și comunicare continuă. Controle de bun simț legate de biosecuritate. Când am zis bun simț, înseamnă că este vorba de controle care ne responsabilizează și pe unii și pe alții. Pentru că atunci când se trage linie și se stinge un focar, cred că toată lumea știe că toți vom deconta, care mai de care, în funcție de responsabilități. Măsurile coercitive n-o să întârzie să apară după ce trece un astfel de taifun sau uragan. Eu sper totuși că județele în care boala nu evoluează în momentul de față nu sunt neapărat județe binecuvântate de Dumnezeu. Sunt județe în care s-au luat și niște măsuri. Dar noi putem lua niște măsuri până la un anume prag, până la un anume nivel. Pentru că a face control la portbagaj, la fiecare mijloc de transport, este o utopie. Nu o să putem face niciodată. Oprim mijloace de transport specializate pentru carne și pentru animale, oprim mijloace de transport care ni se par suspecte, dar chestiile astea trebuie făcute mai ales în județele unde sunt focare, de unde nu trebuie să plece așa ceva. Mă scuzați că vă întrerup, domnule doctor Enache. Bună seara, domnule Lado și Ilie Stoian sunt. Și vă întreb un lucru, pentru că informațiile sunt exacte. Acum vreo lună de zile s-a descoperit o fermă clandestină într-o unitate militară din Ialomița, dezafectată. Iar în emisiunea mea în Milk, săptămâna trecută, domnul Radu Timiș, președintele Asociației Române a Cărnii, vorbea despre mici exploatații de suine clandestine în fonduri de vânătoare, așa. La fel cum știm foarte bine și ați adus aminte de crotaliere, nu se cunoaște numărul porcilor. Dumneavoastră, ce informații aveți despre aceste exploatații fantomă, aceste clandestine?
Domnul Stoian, să înțeleg că întrebarea e pentru mine? Da, pentru dumneavoastră. Dacă aveți informații, dacă ați informat, dacă ați știut despre, sau dacă DSV-urile au știut, dacă ANSVS-ul a știut despre, pentru că e greu de crezut, sau porcii care sunt crescuți lângă sânile de oi. Nu? La Tunari s-a întâmplat un la Tunari, da. Aici, în Ilfov. Pentru că aici, într-adevăr, e vorba de poliție, e vorba de pe lângă autoritatea sanitar-veterinar. Informațiile care ajung la noi de la membrii noștri sunt, vă dați seama, sunt variate, sunt greu. Cine are timp sau posibilitatea sub asemenea presiune să verifice veridicitatea lor? Cert este următorul lucru, că peste tot se pare că sunt astfel de exploatații, cum le-ați spus dumneavoastră, clandestine. Dar îmi este extrem de greu să cred că primarul, că autoritățile și oficialitățile dintr-un sat sau o comună sunt în totală necunoștință de cauză în privința acestor situații. Ori asta este o nouă piață neagră despre care noi nu, efectiv nu știam. Știam că se fac transporturi, s-au făcut dintotdeauna transporturi ilegale, fără aprobări, transfer interjudețean, fără nimica. Da, știam. Și de asta am insistat de atâta vreme în această direcție. Dar ne este foarte greu să credem că o astfel de exploatație, unde vorbim de totuși de zeci, și am înțeles chiar sute de animale, nimeni din localitatea respectivă cu atribuții pe în această direcție nu știa despre acele animale. Păi, nu pot să cred acest lucru. Atunci e vorba până la urmă, nu știu dacă fac proces de intenție, de o anumită complicitate a autorităților locale. La altceva nu ne putem gândi și noi, nici noi. Iar dacă îmi permiteți un scurt comentariu la... Foarte scurt, mai avem aproximativ un minut, vă rog. Da, foarte scurt. Domnul doctor Renache, ne cunoaștem de atâta vreme și sunt departe de a mă fi îndoit vreodată de profesionalismul dumneavoastră, dimpotrivă. Chestiunea este următoarea, că la felul în care dumneavoastră ați explicat cum foarte bine ați făcut-o și ați spus foarte clar, noi la Brașov am făcut asta, asta, asta. Vă garantez și am surse din foarte multe județe de unde sunt membrii noștri, că nu în toate județele s-a procedat ca la dumneavoastră, așa cum ar fi trebuit de altfel. Am înțeles. Bine, mulțumim mult de tot pentru prezență prin intermediul telefonului. Seară bună, numai bine. Domnilor, luăm câteva minute de publicitate, după ne vom reîntoarce aici la Agricultura la Raport.